Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, pe asta cu Sania, doar dacă zboară, într-adevăr, că nu mai e. Nu e zăpadă, unde e zăpadă? Am cerut noi fotografii, poze de la ascultători, să vedem și noi zăpadă în România, într-un oraș. Adică nu la munte, pe da. Pârt, e la Poiana, Brașov. Și am primit un pic de zăpadă din Luduș. Da, strâns așa de pe un trotuar, da. Lângă un copăcel. Și toată lumea se bucură, a, un Crăciun al, vine moșul, zăpadă, și nu e nici zăpadă deloc, e numai frig, sunt acum, sunt minus 4 grade, dar înțeleg că se mai încălzește, oarecum o să fie vremea... În București, am văzut că o să fie 10 grade zilele da. Următoare. Mm-hmm. Meteorologul Silviu Grigore este la telefon, bună dimineața, Silviu! Neața! Neața. Bună dimineața vouă și ascultătorilor Europa FM, și să vă spun încă de pe acum... Păstrați poza din Luduș, pentru că mai multe zăpadă nu o să vedeți până afară, de finalul anului. Nu o să fie, nu? De asta am sunat să te întrebăm cum o să fie vremea de Crăciun și de anul nou, dacă, sigur, mai e până atunci, dar cât de cât? Haideți să începem cu ceea ce se întâmplă acum și în zilele imediat următoare, pentru că, într-adevăr, ați remarcat foarte corect, e destul de frig în capitală, minus 4 grade Celsius, dar în condițiile unei inversiuni de temperatură semnificative, la altitudini mult mai mari, de chiar de peste 1000 de metri, la fundata, spre exemplu, sunt 7 grade, adică diferențe extrem de mari între zonele joase, în care persistă o masă de aer ceva mai rece, în care norii stratiformi și ceața nu vor permite creșterea semnificativă a temperaturii și zonele mai înalte, unde și ieri, cele subcarpatice, chiar și cele montane, au fost caracterizate de o vreme foarte frumoasă și foarte caldă, pentru că atât astăzi cât și în zilele imediat următoare, cele mai mari valori nu se vor atinge în zonele de câmpie așa cum suntem obișnuiți, ci în cele din dealurile subcarpatice. Ce ciudat! Astăzi cam 0 la 10 grade, iar în zilele următoare, cum bine precizați și voi, chiar spre 13-14 grade, inclusiv în ziua de Crăciun. Așteptăm cam 4 la 14 grade, temperaturi cu mult peste cele obișnuite, mai ales acolo unde, spuneam, se vor atinge cele mai mari valori, în zonele de dealuri subcarpatice, în principal. Deci la câmpie frig și sec, secetă? Destul și de o să fie frec, soare și frumos? Da. La deal, în dealurile subcarpatice, da. Te rog. Și acum, dar și în zilele următoare, norii de tip stratiform și ceata, care, apropo, este prezentă acum pe areale extinse și este foarte persistentă chiar până spre amiază, în Moldova, în Dobrogea, în Muntenia, în sudul Olteniei, nu permite radiației solare să determine o creștere semnificativă a valorilor termice. Prin urmare, cele mai mici valori maxime vor fi astăzi în regiunile cu ceață persistentă și cer acoperit de nori stratiformi. Și spuneam că acest aspect al vremii se menține pentru regiunile extracarpatice, dar vin și precipitații. Sub nicio formă, nu discutăm deocamdată de precipitații sub formă de nisoare, ci ploi. Atât astăzi spre seară, la noapte, în Crișana, Maramureș, pe alocuri în Banat, Transilvania, nordul Moldovei, și din nou în weekend, adică în ajun și în ziua de Crăciun, mai ales în ajun de Crăciun, va ploua prin nord-vestul țării și în zonele limitrofe destul de tari, destul de extinse. Deci, Silviu, pomana porcului doar la interior, nu? Să înțeleg, adică... Doar la interior, adică acele imagini cu pomana porcului din copilăria noastră, să spunem așa, cu multă zăpadă, cu temperaturi foarte scăzute. Nu, nici nu poate fi vorba în acest Crăciun. Și de Revelion? Nu, scuză, Silviu, dar nu știe. Cea mai așteptată veste e aceea că nici de Crăciun, nici de anul nou, nu vom avea zăpada pe care ne-o dorim. Nu va fi acel sfârșit de an pe care ne-l dorim cu toții, cu zăpadă multă, cu imagini din acele așa de poveste. Nu, dar să nu uităm totuși că, spre exemplu, în capitală, ultima noapte de Revelion sau ultimul sfârșit de an cu iarnă autentică a fost acum aproape 8 ani, adică în 2014-2015, când în capitală au fost minus 20, minus 16 grade, uh-huh, în noaptea dintre ani, și un strat de zăpadă foarte consistent. De atunci, practic, acesta a lipsit. Mai țineți minte cum s-a blocat DN1, s-a înzăpezit aici de la București la Otopeni, pe vremea când era prim-ministru domnul Boc? Domnul Boc a fost prim-ministru? A fost prim-ministru. Ce tare! Da... Asta bine, Silviu, nu o să te mai sunăm, că ai numai vești proaste. Cred că porți ghinion de aici.
În niciun caz. Silviu, îți mulțumim pentru colaborare și pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat anul ăsta. Și ne scuzi că te-am deranjat și te-am trezit atât de devreme, dar ascultătorii să știi că te apreciază foarte mult. Și da, să nu știu cum, mai vorbește și tu să mai vină și niște zăpadă și niște vreme mai potrivită. La mulți ani, Silviu, și sărbători fericite. La mulți ani și vouă, la mulți ani și ascultătorii Europa FM. Vă doresc un an nou cu multe împliniri și cu multă fericire și cu prognoze din cele mai bune, așa cum ne dorim noi. Așteptăm să ne anunți primăvara. Sărbători fericite. Când o să vină, sărbători fericite. Ia să-mă cu pomana porcului, cum a fost? Ce? Pomana porcului de... Na, mă, ce... Câte pomana porcului ai marcat anul ăsta? Să știți că numai una. Da, poate și de asta sunt ușor depresiv. Nu știu dacă s-a simțit, dar e și vremea și asta. Și a tăiat știrile din sport, s-a dus. Băi, da. Și s-a aglomerat, e foarte greu să mai ajungi la o pomană. Pomenele astea, băi, pomenile astea sunt în general în afara orașului. Uite, mă, noi facem numai prostie aici, dar ar trebui să vorbim cu ascultătorii noștri din orașele mari. Cluj, Iași, Constanța, Timișoara. Fraților, și la voi a fost anul ăsta în mod special traficul totalmente blocat, cum a fost în București? Deci în București, în perioada asta, nu s-a putut circula deloc, cum așa. Să știi, ieftin e benzina și cred că mulți am zis, cum am zis eu că azi alimentez și eu pe centură să mă plimb cu mașina, pur și simplu, că e prea ieftină benzina. E 6 lei benzina, mie mi-e să... mulți au zis, hai mă, șofi. Ne întoarcem în ianuarie să nu găsim 5 lei. Da, aoleu. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.